paharul binecuvântării pe care îl binecuvântă, nu este oare împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este oare împărtășirea cu trupul lui Hristos? Prima epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 10, versetul 16. Preacuvioși și preacucernici părinți și dragi credincioși de pe la casele dumneavoastră, în Joia Mare, așa cum citim în triod, ne aducem aminte de patru lucrări mântuitoare, pomenite și în pericopa evanghelică ce s-a citit. Ne aducem aminte de dumnezeiasca spălare a picioare. Apoi ne aducem aminte de cina cea de taină, de instituirea Sfintei și Dumnezeieștii liturghii. Ne aducem aminte de rugăciunea arhierească și ne aducem aminte de vânzarea Domnului nostru Iisus Hristos. Noi ne oprim la cea de-a doua lucrare mântuitoare pomenită în ziua de astăzi, la ospățul credinței, la faptul că Domnul Iisus Hristos în Joia Mare instituie Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. Așa cum ați auzit, în pericopa evanghelică de la Matei, din capitolul 26, în versetul 26 și următorul citim: iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine și binecuvântând, a frânt și dând ucenicilor a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și luând paharul și mulțumind, le-a dat zicând: beți dintr-o acesta toți, că acesta este sângele meu al cele noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Instituie Domnul Iisus Hristos Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, slujba cea mai importantă a bisericii noastre. Înainte de acest moment solemn al instituirii liturghiei, am luat act din Sfânta Evanghelie că Domnul Hristos s-a smerit pe sine, s-a smerit, mergând și spălând picioarele ucenicilor săi. Voi insista asupra subiectului principal al predicii mele, ospățul credinței, dar fac această paranteză că Domnul Hristos, spălând picioarele ucenicilor, s-a smerit. Domnul s-a făcut sluga ucenicilor săi. Și lucrul la care meditez eu este că preoții noștri se fac slujile credincioșilor lor. Sunt multe necazuri, multe încercări, multe greutăți și preoții noștri se fac tuturor toate, în orice vreme, în mod special în aceste timpuri când pandemia ce domnește în lume îi încearcă pe atâția oameni și preoții noștri să fac slujitorii lor în multe localități care au slăbit, s-au împuținat, s-au rărit
din punct de vedere demografic, cine a rămas să țină steagul în mână? Preotul. Închei această paranteză și mă întorc la subiectul principal al predicii noastre, ospățul credinței. Domnul Hristos a luat pâinea, a frânt-o, a binecuvântat-o și a dat-o ucenicilor săi și le-a zis: acesta este trupul meu, nu acesta simbolizează trupul meu, acesta este sângele, trupul meu. Și luând paharul și binecuvântându-l, a împărțit ucenicilor și a zis: acesta este sângele meu, care pentru voi și, pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Sfântul Pavel, în vremea sa, puțină după ce Domnul Hristos a instituit Sfânta Liturghie, zice în epistola 1 către Corinteni, în capitolul 10, paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este oare împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtășirea cu trupul lui Hristos? Sfânta Liturghie rămâne cea mai importantă slujbă a bisericii noastre. Taina tainelor și slujba slujbelor. Cei preocupați de Sfânta Liturghie au adunat relatări mișcătoare referitor la ceea ce se întâmplă în Sfântul Altar. Mai anii trecuți, Ștefan Anagnostopoulos, un preot din Grecia, a scris o carte, Tâlcuirea Sfintei Liturghii. Și acolo a adunat multele relatări referitoare tocmai la faptul că pâinea care se frânge în altar la invocarea Duhului Sfânt se preface în trupul lui Hristos și vinul în sângele lui Hristos. Și în cartea de care v-am pomenit sunt multele relatări. Printre preoții care au venit din Asia în Grecia, atunci când s-au schimbat populațiile, era și unul foarte evlavios, foarte credincios, foarte duhovnicesc, sluja în drag. Și aflăm din relatare că niciodată când sluja, nu era lipsit de un lucru extraordinar. Atunci când invoca Duhul Sfânt la prefacere, deasupra Sfintei Mese venea un porumbel prea frumos. Și într-o anume zi, tare s-a mâhnit, pentru că în momentul în care a invocat Duhul Sfânt, n-a văzut porumbelul. A început să plângă, a ieșit în fața credincioșilor și a zis: mă iertați, astăzi n-am văzut pogorându-se Duhul Sfânt. Voi mai insista în rugăciune. Și credincioșii au zis: insistăm și noi cu dumneata, Părinte. Și peste o vreme, porumbelul a apărut din nou. Mare este lucrarea care are loc la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. De aceea, pe bună dreptate, eruvicul special de poimâine, din Sâmbăta Mare, zice să tacă tot trupul și nimic pământesc să nu grăiască, pentru că Domnul Domnilor și Stăpânul Stăpânilor vine să se dea mâncare pentru noi. Lucrul acesta se întâmplă la Sfânta Liturghie. Prescura se preface în trupul lui Hristos și vinul în sângele lui Hristos.
Mulți au meditat la această taină a tainelor, la Sfânta Liturghie. Domnul Hristos ne-a promis că va rămâne cu noi până la sfârșitul veacurilor. Și față de Sfânta Liturghie, creștinii noștri au o evlavie deosebită. Și voi încheia cuvântul meu cu ceea ce, fiind dăruit cu harul poeziei, a scris Nichifor Crainic. Și poezia lui se intitulează Cântecul Potirului. Se referă tocmai la această realitate sublimă, la Sfânta Liturghie. Darurile pe care Dumnezeu ni le oferă, avându-le la îndemână, alegem cei mai importante dintre ele și le prezentăm la liturghie, le aducem pe Sfânta Masă și ele se prefac în trupul și în sângele Domnului. E, iată cântecul potirului al lui Nichifor Crainic. Când holda tăiată de seceri fugată, bunicul și tata lăsară o chită de spice în picioare, legând-o cu cernic, cu un fir de cicoare, iar spicele în soare scripeau mătăsos să închipuie barba lui Domnul Hristos. Când pâinea în cuptor semăna cu arama, bunica și mama, scoțând-o sfielnic cu semnele crucii, purtau parcă moaște cinstite și lucii, că pâinea, din aburi de dulce miros, părea că e fața lui Domnul Hristos. Și iată potirul la gură te aduce, Iisuse Hristoase, tu jertfă pe cruce, hrănește-mă mană de Sfânt Dumnezeu, ca boabele în spice și mustul în ciorchine, ești totul în toate și toate prin tine, tu pâinea de-a pururi a neamului meu. Din coarda de viță ce înfășură crama, bunica și mama, mi-au rupt un ciurchine spunându-mi povestea copiile grăire, broboanele acestea sunt lacrimi de mamă vărsate prin os la casnele Domnului nostru Hristos. Apoi, când culesul de struguri fugata, bunicul și tata, în joc de călcâie zdrobine stemate, ce lasă ca rană și voie înspuimate, copile grăire, e mus sângeros din inima Domnului nostru Hristos. Și iată potirul la gură te aduce, Iisuse Hristoase, tu jertfă pe cruce, adapă-mă sevă de Sfânt Dumnezeu, ca bobul în spice, ca mustul în ciorchine, ești totul în toate și toate prin tine, tu vinul de-a pururi a neamului meu. Podgorii bogate și lanuri mănoase, pământul acesta, Iisuse Hristoase, e raiul în care ne-a vrut Dumnezeu. Privește-te în vie și vezi-te în grâne și sângerează în struguri și frânge-te în pâine. Tu, viața de-a pururi a neamului meu. Așadar, în joia mare, din săptămâna pătimirilor, ne aducem aminte de faptul că Domnul Iisus Hristos instituie Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, ospățul credinței. Și tot în joia aceasta, la sfârșitul liturghiei, vom binecuvânta pâinea și vinul, care sunt denumite în popor Paște, pentru ca ele să poată fi împărțite pe la credincioșii noștri. De data aceasta, văzând pandemia care este în jurul nostru, ele vor fi oferite
chiar la casele credincioșilor.